Salut! Astăzi o să vorbim despre o bere foarte interesantă, o bere de iarnă, Winterbock sau Bock sau Winterbier, cum vreți să-i spuneți. Am aici o bere de la Bitburger, o berărie locală, aproape de unde stau. O bere care are 7 grade tărie. Acum, Bock-ul trebuie băut pe frig. Merge foarte bine de băut afară. La piețe de Crăciun, dacă n-ai chef de vin fiert, poți să bei un boc cu succes. Berea asta se face începând cu luna octombrie. Fiind gata în iarnă, în mod normal, tradițional, se face în 2-3 luni tipul ăsta de bere. Ea provine din nordul Germaniei, deloc, dar apoi a fost ciordită de către bavarezi pe la 1600 și ceva, aducându-se rețeta în Bavaria ca să nu mai fie cei din nord mai buni în niciun fel de bere și Bavaria să-și înceapă hegemonia. E o bere după care trebuie să faci niște flotări, eventual să ieși afară, să tai un lemn. Nu e o bere pe care să o bei la căldură în casă, pentru că te moleșește. Așa cum se poate vedea. Eu am băut vreo 3, cred. Sau 2, nu, 3 am băut. Și deja încep să simt efectele ei. În mod normal, foarte interesant, din câte am citit, în evul mediu, practic, nu se făcea bere între lunile martie și octombrie, pentru că de multe ori berea se strica, se împuțea sau se altera, mă rog. Se făcea în lunile răcoroase, practic este bocul care se începe să se facă în octombrie. În 1 octombrie începe anul berarilor, așa numit. Nu la 1 ianuarie ca pentru toată lumea, pentru bețivi începe la 1 octombrie. Și începând cu 1 octombrie, practic se începe să se facă berea boc, care se bea în iarnă, iar prin februarie se începe să se facă berea Maiboc, care se bea în mai și așa mai departe, ajungându-se până la Hell, care e o bere mai slabă de vară, pe care am mai băut-o și aici cu voi. Berea asta trebuie băută cu grijă pentru că te dă cu roțile în sus, dacă nu mănânci ceva, eventual, nu știu, o slănină, o carne, o ceapă, ceva, un Styx, ce ai la îndemână, trebuie ronțăit și povestit, adică dacă bei singur și, nu știu, te uiți la un film sau faci altceva, riști să ajungi în starea în care sunt eu acum. O stare de amețeală plăcută, dar și o moleșală așa, o moleșală de iarnă. E o bere care te îndeamnă la hibernare, la somn, dacă nu o bei cum trebuie. Pe frig, după care să te apuci de muncă și eventual de încă o bere. Așa cum o să fac eu acum. V-am pupat. Merge cu Angela Similea.